cred că toată lumea este convinsă că oamenii nu se vor îndrămădi să-și achite facturile nici în perioada următoare. Facturile deja vor începe să vină de la Enet cu apa caldă și căldura de acum încolo. Ce veți face? Fiecare lună Consiliul Local va majora capitalul Enet ca să reușească să achite factura, ca să nu se oprească gazele, ce obțin pe perioada iernii? Bun. Pentru că sunteți convins că oamenii nu vor plăti. Nu cred că trebuie să ne facem iluzii că se vor achita facturile. Eu nu pot, nu pot să plec de la această convingere, pe doar. Dacă plecăm de la această convingere, nu, plecați de la o experiență să... care de atâta timp nu trebuie. Trebuie să faceți un plan, nu? Un pic situația diferă de ceea ce știm noi anterior, în sensul că în ultima vreme, în urma apelurilor și poate și a insistențelor celor de la Enet, au crescut oarecum încasările. Noi contăm în continuare pe înțelegerea populației, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că bugetul Consiliului Local nu este nelimitat. Deci suntem de mult la fundul sacului. Deci oricât de multă bunăvoință am avea la un moment dat, nu vom avea bani și dacă nu ai bani, practic nu ai ce să faci. Și dacă vom ajunge într-adevăr în această situație, lumea trebuie să știe că riscăm să rămânem în mijlocul iernii fără gaz și deci fără căldură și apă caldă în casă. Deci există acest risc. De aceea, de fiecare dată, nu? Pe toate canalele media, încercăm să transmitem acest semnal către oameni.